Hei, eu sunt Andrei și bine m-am regăsit la un nou vlog. Clipul acesta este unul special pentru că astăzi vom sta la cel mai scump hotel de 5 stele din București. Însă, fiind un clip special, evident că avem și un invitat pe măsură. El este Diego, motanul nostru pe care nu l-ați mai văzut de ceva vreme pentru că este foarte neastâmpărat în mașină. Între timp a mai crescut, s-a și îngrășat pentru că, vă spun sincer, e mai mult un cățel decât o pisică. De fiecare dată când mâncăm, nu scăpăm până noi dăm și lui ceva. Vine și face privirea aia de cățeluș, mă rog, de pisică. Pe lângă asta mușcă foarte, foarte tare, cred că puteți observa din urmele de pe mâna mea. Și, din fericire, hotelul la care stăm astăzi este pet friendly, cu puțin engleză pe la colțul gurii. Evident, contra cost, însă chiar mă bucur că vine cu noi pentru că este prima lui deplasare și este prima noapte când doarme altundeva. O să ne distrăm azi, nu știu, nu cred că dormim deloc. După cum se poate vedea, e foarte entuziasmat, abia așteaptă. Dacă vreți să filmez clipuri mai des cu el, lăsați acolo un comentariu și spuneți-mi ce clipuri ați vrea să filmez cu micul Dieguț. Însă nu în mașină, pentru că nu avem nicio șansă, uite. Stai aici cu mami. Înainte să plecăm, nu uita să bușiți butonul de like și haide să strângem cât mai multe like-uri la acest clip special, pentru că, vă spun sincer, o să spargem ceva bani astăzi și chiar sper că apreciați efortul pentru a filma acest clip. Lăsați chiar acum un comentariu în care să-mi spuneți cât credeți că va fi nota la final mâine, însă vă dau un mic indiciu, cu siguranță o să fie din 4 cifre. Și v-aș fi foarte recunoscător dacă ați buși și butonul la roșu de subscribe, pentru că doar cu ajutorul vostru putem ajunge anul acesta la suma de 1 milion de abonați. Pentru voi este doar un click, însă pentru mine înseamnă foarte, foarte mult. Astea fiind spuse, haide să mergem spre hotel. Cel mai scump hotel de 5 stele din București este în momentul de față Marriott. Este situat în centrul capitalei, fix lângă Palatul Parlamentului, are o capacitate de peste 400 de camere, cea mai ieftină începând de la 500 de lei pe noapte, fără mic dejun. Noi am rezervat o cameră superioară mai mare și mai frumoasă, cu mic dejun și opțiunea pentru animal de companie, evident, pentru un preț pe măsură. Chiar sunt curios dacă o să ghiciți cât a costat camera, așa că lăsați chiar acum un comentariu și promit să vă dau o inimioară tuturor. Înainte să vă prezint camera de hotel, voiam să le mulțumesc foarte rapid celor de la Surfshark VPN pentru că sponsorizează acest video. Sunt sigur că ați auzit măcar o dată de termenul VPN, în caz că nu știați înseamnă Virtual Private Network sau pe românește rețea privată virtuală. Surfshark VPN îți protejează identitatea și confidențialitatea pe internet, îți încriptează informațiile și datele și îți oferă securitate, mai ales atunci când utilizezi rețele Wi-Fi publice nesecurizate. De exemplu, Wi-Fi-ul dintr-o cafenea, dintr-un hotel cum este acum în cazul nostru, internetul din mall, aeroport, etc. Acest VPN are foarte multe avantaje. Unul din preferatele mele este că mă pot teleporta într-o secundă în orice loc din lume și să văd cele mai noi filme și seriale de pe Netflix sau HBO, care sunt restricționate în restul lumii și pe care nu le poți vedea normal din România. Un alt avantaj foarte important este faptul că îți poți instala și conecta VPN-ul Surfshark pe un număr nelimitat de dispozitive. Îl poți folosi de pe telefon, laptop, calculator sau televizor în același timp cu un singur abonament. Aplicația este foarte ușor de instalat și folosit și vă garantez că merită, pentru că Surfshark VPN este unul dintre cele mai bune VPN-uri din lume. Am și o mică surpriză pentru voi. Dacă folosiți codul MONTREI aveți 83% reducere din partea mea și 3 luni gratuite pe aplicație, așa că găsiți linkul către Surfshark jos în descriere. Ia zi mă, grăsuțule, îți place priveliștea? Îți place camera? La cât a costat, sper că îți place. E foarte speriat, nu înțeleg ce e cu el. Bine, e prima oară când este într-o cameră de hotel și s-a întors sub pat. 2 hours later. Într-un final s-a liniștit și ăsta mic, după ce a stat 2 ore sub pat. Văd că acum mănâncă, bea apă și cred că e momentul să mâncăm și noi. Iubita mea s-a uitat deja pe meniu, însă o să vă arăt și eu chiar acum cum arată meniul de la cel mai scump hotel din București. Avem aici aperitivele, micul dejun pe care o să-l servim mâine dimineață, de la ora 6 dimineața până la 11. Și aici avem pizza, spaghete, salată Caesar, burger Black Angus. Ia zi mă, vrei burger? Nu vrei. Mamă, eu am poftă niște spaghete. Spaghete cu fructe de mare și tu ce vrei? Pizza. Ok, ok, friptură. Aici sunt și băuturile, deci cam astea sunt prețurile de la
acest restaurant. Păi de ce crezi că dacă tu ții pizza, eu sunt mai prost, îmi iau și eu desert, că am ajuns aici la deserturi și... Eu uite, cheesecake, gata, deci luam cheesecake. Eu și Diego vrem ceva cu ciocolată. Nu, fără ciocolată. Ba da, cu ciocolată, spune Diego, ciocolată. Nu, deci luam cheesecake, așa că haide să sunăm la recepție și să comandăm room service. Ia, mă, vorbește tu. Nu vreau. Deci eu nu mai pot de foame, toate linile sunt ocupate și ăsta mănâncă cu poftă. Poți să mănânci și tu niște bobițele alea sau niște somon? Da? Și ăsta somon? Somon cu tun. Nu ar fi, o zi mă-mi dai și mie. Nu, da. Bă, deci nu răspunde că nu mai pot de foame. Stai aici, ciocanel. Să vedeți că s-a enervat acum, iar intră sub pat. Până mâine nu mai iese. Deci ești mă nesimțit. Te-am luat la 5 stele să stai sub pat. One eternity later. Bună seara! Las aici în fața parcului, eu pot să vă las masa dacă vreți să mai... Da? E perfect! Cioasa aici este bine? Da, da! Cheesecake-ul, spaghetele seafood, las acolo cu dinamnă este în regulă. Da, perfect! Mulțumesc! Și aici pizza, da? Da! Cum are dracu, am nevoie de sănătatea dumneavoastră. A few moments later. Mamă, cum miroase! Haideți să mâncăm! Ferește! Haideți să mâncăm! Cu room service la pat, așa ca în singura casă, că oricum vine Crăciunul. De fapt, în singura casă mânca dulciuri. Tu vezi cum arată cheesecake-ul ăla? Atunci mănânc doar eu din el. Mamă, cum miroase pizza asta, dar știți cum miros fructele astea de mare? Mă mir că nu este Diego. Păi vine și el imediat, deci bagamentul ăsta mic, mereu când simte gust de mâncare, oriunde ar fi, orice ar face, apoi vine... Cum sunt pastele astea. Din păcate trebuie să dau o notă mai mică acestor paste pentru că nu au creveți. Nu știu dacă știți, însă creveții sunt moartea mea. Aș putea să mănânc lejer 2 kg fiecare zi. Dar aceste paste cu fructe de mare nu au creveți, așa că o să le dau nota. Deși sunt foarte, foarte bune, o să le dau nota 7 pentru că eu țin foarte, foarte mult la creveți și din păcate nu avem niciunul aici, așa că o să continuăm chiar acum să mâncăm. Terminăm pastele, pizza și revenim de la cheesecake. A few moments later. De ce te ridică pe urmă acolo? Îți pare mai înaltă? Să mă văd și eu în cameră acolo. La nivel acolo. A fost foarte bună mâncarea. Mi-a părut rău că pastele nu aveau fructe de mare, însă după cum au spus, au fost bune per total. Pizza a fost la fel foarte, foarte bună. Era cam... S-au răsut buzele de la... Era cam picantă, însă acum este momentul pentru cheesecake. Ia uitați-l. Ia vedeți cum arată. Deci e crimă, să nu mai zic cum miroase. Că se dulceață cumva, ce nu-mi place mie, ia gustătul. Da, e. Apropo, mie nu-mi place dulceața și nici gemul, ia gustătul. Ei nu-i place nimic bun. Deci e cel mai bun desert pe care l-am mâncat în ultima vreme, jur. Mie oricum îmi place foarte, foarte mult cheesecake-ul. Da, chiar e preferat. Este desertul meu preferat. Îmi place mai mult ca ciocolata. Ia-i cu ciocolata. Eu pot să mănânc și 3 kg de ciocolată când am început. Doamne, ce bun rău. Cred că mai luăm unul. Ne-am întors chiar acum de la piscină și ia vedeți cine a ieșit de sub pat. Deci e foarte, foarte supărat. Aparent nu-i place la 5 stele. Deloc nu-i place. Cred că voia la 2 margarete, nu știu, nu prea se simte în largul lui. Deci a stat efectiv doar sub pat. Nu știu ce e cu el, dar nu prea se simte bine deloc în această cameră. Stați așa să-l prind. Nu! Nu, nu, nu! Nu! Iar s-a sub pat. Oh my, frate, nu se poate, deci... Ia uitați-vă la el, dita mai omul ce face. Vine cu ala. Deci nu mă las până, nu scot pisica asta de aici. Am stat toată ziua sub pat, nu se mai poate și ceva. Pentru că este supărat. Hai, vine cu ala. Deci uitați-vă, vă rog, la el. Motan, pisică British, de rasă, da? La hotel de 5 stele. Și el stă sub pat. Deci, pat mai confortabil ca asta, nu cred că am mai văzut în ultima vreme. Și uitați-vă la el. El stă sub pat. Ce zici, mă? Dar uitați-vă cât de îmbufnat e, deci e supărat rău de tot, nu l-am văzut niciodată cu fața asta, nu știu ce e cu el. Ia uite, vrei mâncare? Nu s-a mâncat nici mâncare, el care e primul la somon. Exact, nici nu s-a atins de mâncare, el care atunci când scoteam somonul a alergat după noi prin casă. Uitați-vă cum se uite la ea. Ar mânca, dar nu s-ar apropia. Doamne ferește. Uite așa dormim de seara. Vrei să dormim așa? Vrea. Pare că e foarte încântat. Când era mic, stătea aici și îl mângâiam în continuu. Acum nu știu ce are. Are drag pe el. Deci dacă îi dau drumul, se duce direct sub pat.
ce mai de supărat? Ce tot ai? Stai cu coada peste gură. Neața, băieți, doar ce ne-am trezit, este ora 9:30. Ce faci, mă grăsuță? Și e timpul pentru micul dejun. Am plătit 125 de lei pentru amândoi sau pentru o singură persoană, nu mai știu. Sper de data asta să răspundă cineva, că ieri am stat 30 de minute la telefon și nu a răspuns absolut nimeni. A trebuit să cobor la recepție. Alo? Alo. Bună ziua. Bună ziua. Da, aș vrea să comand și eu micul dejun, vă rog. Un moment, vă rog. Vă rog. Da, le-am plătit atunci când am rezervat camera, micul dejun pentru două persoane. Trebuie... Ah, înțeleg. Deci micul dejun e servit jos la etajul 1, JW Steakhouse. Ah, ok, deci la etajul 1. Mulțumesc. Plăcere. Zi, mă. Ai auzit, mă, micuțule, noi voiam să mâncăm cu tine, dar pare trebuie să coborăm la 1. Vino, mă, înapoi să te vadă și băieții ăștia la cameră, că nu te-am mai văzut de mult. Salut, ai. La mine stă. Ne-am întors chiar acum de la micul dejun, a fost foarte, foarte bun, însă din păcate nu am putut să mâncăm în cameră, dar avem aici micuneala secretă cu șunca asta, vă garantez că o să-l scoatem pe Diego din pat în doar 2 secunde. Ia uitați-l, bă, ce bagabont e, deci uitați-vă la el, v-am spus că e cățeluș. Ia mă, ieși afară, uite-o. Uitați-vă la el cât de bagabont e. Ia uitați-l, bă, bagabontule, vrei să iei șunca sub pat? Hai, vine la mami să mânci. Ia uitați-l că are dubii, are și n-are și. Îți place, mă, șunca? Hai că avem mai mult aici. Uite, să nu dau partea asta, hai. Ia uitați-l că ar vrea să o fure. Haide, hai la mami. Ia uitați-l. Hai. Mănâncă aici ca prințul cu priveliște, cu tot ce trebuie. Îți place șunca, mă, bagabontule? Vezi că mănânc șunca de la Marriott, mă. Ziceți voi de noi, e mai mult cățeluși. Le auzi cum plescă-i? Mai respiră, mă, nebunule. Îmi pare rău că nu am putut să mâncăm cu el în cameră, însă din păcate s-au schimbat regulile aici la Marriott și nu mai poți să iei micul dejun în cameră. Adică poți, contra cost, dar doar omleta era 50 de lei și noi plătisem deja micul dejun când am făcut rezervarea, așa că am fost să luăm micul dejun și din păcate Diego a stat singur sub pat, însă i-am adus șuncă de la Marriott. Deci vezi că asta e șuncă de 5 stele, savorează-o acolo că după ne întoarcem la ea. O să creadă lumea că noi îi dăm să mănânce prostii, dar nu. Foarte rar îi dăm și lui puțină șuncă, pentru că asta îi place cel mai mult. Da, deci ar mânca șunca non-stop. Da, dacă vă întrebați de ce este albasul la fund, este pentru că a fost castrat. Și încă nu i s-a curățat. Ia uite cum se ține pe tine. Gata, mă, te-am prins, bagabontule. Mi-a rușit tot așuncă. Uite, atunci cum mă las să-l pup. Pentru cei care aveți pisici și nu sunt iubitoare, cred că înțelegeți sentimentul când... Deci nu mă lasă deloc să-l pup, uitați-vă la el. Uitați-vă la el că nu mă lasă să-l pup, mă tot împinge cu lăbuțele astea. Și chiar are forță în lăbuțele astea, deci... Ia vedeți ce am pe mine după ce m-am jucat un pic cu el. Uitați-vă, vă rog, un pic. Nu și pe pantaloni. Ia fiți atenți că stă să-l mângâi. Asta e ceva, nu? Ia ține mâna așa să vezi. Uite, se dă pe lângă tine. Nici acasă nu stă să-l mângâi. Și acasă se duce atât pe... Ia ține mâna așa să vezi că le bagă capul în mâna ta. Ia uitați-l. Mă, ce avea șunca aia în ea? Ia uitați-l. Ți-a cam plăcut, mă, șunca asta de Marriott? Deci niciodată n-a stat acasă să-l mângâi. Vino, mă, încoa. Mă, cum e pisica asta? Mă, e sigur că nu m-a lăsat ușa deschisă, cred că a intrat altcineva. Cred că ne-a schimbat pisica. Ia fiți atenți. Bă, ești nebun? Bine că filmăm, că altfel n-aș fi crezut. Deci nu vine să cred, pisica asta n-a stat niciodată să o mângâi. Ia. Mă, ce e cu tine? Ai băut ceva? Ia verifică-mi barul ăla.
Băi, băieți, deci suntem într-o situație. În 10 minute trebuie să eliberăm camera, pentru că mai este puțin și se face ora 12, ora check-out-ului. Și bagamentul ăsta mic s-a ascuns iar sub pat. Noi ne-am pus halatele să facem thumbnail-ul, însă nu putem să-l scoatem de sub pat. Ce trebuie să facem? O lăsăm aici? Eu zic că lăsăm aici. Nu mai am, dă-te de aici. Dă-te de aici, că nu-l bate pisica asta joc de noi la nespus. Și chiar așa. În viață trebuie să și acționezi ca să... Ia vezi, acolo. Stai că nu e prost, vine după pat. Vine după tine. Bă, ești nesimțit? Îmi face șuste pisica asta? Hai mă, bagabontule, ieși. Mai devreme am bătut femeia de la curățenia, zis, eliberăm camera și uitați-vă și voi ce face. Hai mă, bagabontule, ieși. One eternity later. Ia zile și lor, de ce o să plătim noi acum în plus pe cameră? Cred că sigur au o plată de asta pentru întârziere. Că aici plătești și aerul, o să vă spun eu mai târziu ce se întâmplă. Stai tu aici, de fapt îl țin eu cât faci tu bagajul. Nu. Îl țin eu cât... Eu am făcut bagajul când... Îl țin eu cât faci eu tu bagajul. Eu am făcut bagajul când am venit, acum ai rând tău. Diego, stai la tati. Nu, Diego vrea să stea cu mami. Într-un final am ajuns și acasă. Raluca a urcat chiar acum sus cu Diego pentru că era foarte neastâmpărat și voia neapărat să ajungă acasă. Oricum, din câte am observat, nu prea a plăcut această vacanță. Deși am fost la 5 stele, lui tot mai mult îi place acasă. Nu am nimic împotrivă, însă mă supără foarte tare faptul că nu suportă să meargă cu mașina. Noi aveam gânduri mari, voiam să-l luăm cu noi peste tot, la munte, în altă țară, să plecăm toți în vacanță, să-i facem pașaport, însă nu cred că avem cu cine. Și am ajuns acum la momentul pe care l-așteptați cu toții. Avem aici plicul de la Marriott. Din păcate nu este un plic cu bani, adică este vorba despre bani, dar nu am primit, a trebuit să-i dau. Ok, am deschis plicul, haideți să mai verificăm o dată, poate sunt niște bani pe aici și noi am văzut eu. A, parcă văd ceva, se mișcă ceva aici, da, nu mai e nimic, n-ar fi fost rău să fie aici niște bani, însă din păcate avem doar această factură. Factura este formată din două bonuri și două pagini, pe pagina principală avem prețurile și pe cea de-a doua pagină avem TVA-ul și taxele. Am plătit factura pe firmă și am nevoie de aceste acte pentru contabilitate, însă lăsați chiar acum un comentariu și spuneți-mi cât credeți că a costat nota pentru o noapte la cel mai scump hotel de 5 stele din București. Este destul de ciudat că am ales să dau atâția bani să mă cazez în propriul meu oraș, adică măcar dacă mergeam și noi la mare sau la munte să zici că da, bă, a meritat efortul, dar nu pot să zic că nu mi-a plăcut. O să vă spun părerea mea sinceră la finalul acestui clip, însă haideți să vorbim acum despre prețuri. Primul serviciu de pe factură pentru care am fost taxați, deși mă așteptam să fie gratis pentru că am mai stat la hoteluri de 5 stele și niciodată nu am fost nevoit să plătesc pentru parcare. În mod normal, parcarea este 10 lei pe oră sau 100 de lei pe zi. Noi am avut un discount și am plătit 50 de lei pentru o zi. Practic, 50 de lei a costat ca să vin cu mașina la hotel. Următoarea taxă de pe factură este acest pet agreement ce a costat 105 lei. Aceasta este taxa pentru că am venit cu un animaluț de companie. După cum am spus, hotelul este pet friendly, însă evident contra cost. Dacă vrei să vii cu un animaluț, plătești 105 lei taxa inițială și mai plătești încă 85 de lei taxa de curățare pe zi. Adică dacă stai 10 zile, plătești 850 de lei doar ca să curese după animaluțul tău plus taxa inițială de 105 lei. Deci practic, ca să-l luăm pe Diego cu noi, a trebuit să plătim 190 de lei pentru o noapte. Nu știu cât de mult a apreciat Diego această taxă, pentru că deși am venit la 5 stele, el a fost foarte ciufut și 80% din timp a stat doar sub pat. Următorul serviciu de pe factură este cina pe care am comandat-o prin room service ieri. A costat 152 de lei și aici am avut o pizza diavola, o porție de spaghete cu fructe de mare și ca desert am avut un cheesecake, deci 152 de lei a fost cina pentru două persoane. Ok, și am ajuns acum la cel mai scump cost de pe factură, camera în sine. Ea a costat 859 de lei pe noapte, deși aici vedeți 815 lei, pe cea de-a doua pagină avem TVA-ul și celelalte taxe, deci 859 de lei, o cameră, într-adevăr mai mare față de cea normală era undeva la 550 de lei, asta având în vedere că noi am rezervat camera cu o zi înainte. Cu siguranță dacă aș fi făcut rezervarea cu o săptămână înainte, erau prețurile puțin mai mici. Celelalte costuri de pe factură sunt taxele, TVA-ul, ne arată aici că plata a fost făcută cu cardul Visa, cardul firmei și, acum momentul pe care l-așteptați cu toții, costul final. 1251 de lei și 83 de bani, asta înseamnă undeva la 250 de euro pentru o noapte de cazare cu animaluțul de companie și o cină la cel mai scump hotel de 5 stele din capitală. Într-adevăr, este un preț destul de
mare însă, credeți-mă pe cuvânt că se putea și mai bine de atât. Cea mai mică și ieftină cameră de la Marriott este cea dublă de lux, care era undeva la 550 de lei pe noapte cu mic dejun inclus. Camera noastră era undeva la mijloc cu 859 de lei pe noapte cu mic dejun inclus pentru două persoane. Mai aveam opțiunea pentru apartament, însă nu aveam nevoie pentru că era foarte mare și era undeva la 1300 de lei și evident suita prezidențială, care era undeva la 90 de milioane, 2000 de euro, ceva de genul. Însă gândiți-vă și voi cum aș fi reacționat să iau suita aia prezidențială, să dau atâția bani și Diego să stea doar sub pat. Nu cred că era o idee prea bună. Deși prețul a fost puțin cam piperat, per total mi-a plăcut foarte mult hotelul și facilitățile. Am avut o piscină foarte mare, o sală world class și posibilitatea să-l luăm pe Diego cu noi, deși nu a fost el cel mai încântat. Sper din suflet că v-a plăcut acest clip. Dacă da, nu uita să bușiți butonul de like și haide să strângem cât mai multe like-uri pentru acest clip special și lăsați chiar acum un comentariu în care să-mi spuneți care a fost cel mai scump hotel la care a stat. V-aș fi foarte recunoscător dacă ați bușit și butonul roșu de subscribe, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Dacă aveți plăcere, mă puteți urmări și pe profilul de Instagram, îl găsiți aici pe ecran sau jos în descriere. Și astea fiind spuse, eu am fost Montreier, până data viitoare, v-am pupat, pa!